Sens este un podcast ce explorează întrebări și noi cercetări din științele sociale. Sunt Maria Martelli și am alături de mine pe Hestia Delibaș. Împreună vom vorbi cu cercetătoarea Dr. Irina Velicu despre justiție de mediu, bunuri comune, Roșia Montană și multe alte subiecte adiacente. Hestia și cu mine suntem din aceeași generație de la Facultatea de Sociologie din Cluj, iar acum ea e doctorand de la Universitatea din Coimbra, Portugalia, cu coordonarea Irinei și studiază problema acapararii pământului și a rezistenței țărănimii în spațiul post-socialist. Voi începe prin a spune că discuția de astăzi dorește să aducă în prim plan niște probleme care de multe ori sunt uitate sau trecute cu vederea în luptele noastre politice, și anume problemele ruralului. Dacă mișcările emancipatoare au un focus în special pe urban, problema țărănimii este de multe ori privită ca ceva anacronic, ca ceva inadecvat timpurilor noastre, ca ceva ce trebuia poate deja să dispară. Și totuși, problema hranei, a relațiilor om-natură, este cât se poate de necesară de abordat în contextul actual, dat de inevitabilitatea unor catastrofe climatice globale. Invitata noastră, Irina Velicu, este o cercetătoare care lucrează pe teme legate de conflicte de mediu și sociale în țările postcomuniste, de la Centrul pentru Studii Sociale, Universitatea din Coimbra, Portugalia. Irina a lucrat ca și cercetătoare în cadrul Network-ului European pentru Ecologie Politică, Entitle, are un doctorat în științe politice de la Universitatea din Hawaii și un masterat în studii internaționale de la Universitatea din Warwick. Salut, Irina, și ne bucurăm să te avem aici și să purtăm această discuție. Mulțumesc și eu de invitație. În momentul de față, coordonezi un proiect de cercetare, Just Food, pe tema justiției alimentare, care încearcă să facă legătura între rețele alternative de producție-consum și mișcările sociale și de mediu, cum ar fi Roșia Montană. Luând în considerare schimbările climatice și pandemia actuală, o zoonoză care a apărut din motive complexe, dar strâns legate de exploatarea capitalistă industrială a mediului și a altor animale, ce presupune justiția alimentară și de mediu? Da, proiectul acesta a început, în mintea mea a început acum câțiva ani cu o observație legată de faptul că în cadrul mișcărilor sau mișcării naționale, să zicem, care a devenit naționale din Roșia Montană, existau foarte multe stand-uri, foarte multe piețe de semințe și m-a interesat să văd cam ce se întâmplă în acest context. Și am aflat de Ecoruralis. Deci cumva am încercat să fac legătura între Ecoruralis și Roșia Montană în proiectul meu. Dar, evident, din punct de vedere academic, am văzut că există o literatură, mai ales în Statele Unite, o literatură care se numește Food Justice, deci justiție alimentară sau justiție... Nu, ne place să zicem hrană, nu aliment. Și în această literatură, să zicem, care era strâns legată de literatura pe tema justiției ecologice, se vorbea foarte mult despre faptul că a mânca sau a produce alimente nu este o chestiune personală, ci un proces politic și deseori o luptă sociopolitică. Și se vorbea foarte mult în literatură despre pericolele depolitizării sistemului alimentar, gentrificării fenomenului din mediul urban de deșert alimentar, care accentua inegalitatea existentă, sărăcia, foamea și sănătatea, evident. Din punct de vedere al justiției alimentare sau justiției hranei, cele mai afectate de aceste nedreptăți sunt în primul rând persoanele din zonele marginalizate, de obicei persoane de culoare, de obicei persoane cu venituri mici, evident. Și pentru aceștia, mâncarea de calitate, mâncarea de bază, nutritivă, sănătoasă, a devenit mai degrabă un privilegiu decât un drept. Deci era vorba de lipsa de acces, să zicem, la o hrană cu adevărat nutritivă. Cei care își permit să consume așa numitele alimente organice, locale, sunt apreciați ca fiind consumatori conștienți sau educați și nu doar privilegiați, în timp ce toți ceilalți cumva erau priviți ca fiind mai puțin virtuoși, consumatori industriali. Și atunci aceste concepte de justiție ecologică și alimentară, ele nu au apărut întâmplător în contextul
să zicem, rețelelor pentru hrană bio, ci au apărut într-un context, de fapt, de mișcări sociale, într-un context în care anumite persoane din zonele marginalizate, de exemplu, din Carolina de Nord, a început acest un conflict privind depozitarea de deșeuri toxice. Și atunci nu era o chestiune de numai de acces la bunuri de calitate sau la mâncare sănătoasă, ci era în primul rând un conflict legat de faptul că anumite persoane, anumite categorii sociale, cum ar fi persoanele de culoare sau imigranții, erau vizibil mult mai expuse pericolelor toxice prin poluare și nu numai. Și practic erau văzute, privite și construite ca și categorii sociale care pot digera gunoiul. Practic niciun investitor nu își bătea capul să facă un depozit de deșeuri într-o comunitate în care locuiesc persoane înstărite și educate. De obicei mergeau la periferie. În Catalonia, de exemplu, gunoiul industrial este la periferia Barcelonei. În Mexic, Honduras, Nicaragua, ai copii care se joacă în zone unde sunt metale grele. Alte exemple, știm foarte bine că deșeurile toxice sunt cumva exportate de anumite state și corporații din nord către țările mai sărace din sud. Și atunci toate aceste exemple de nedreptăți combină aspectele de injustiție economică, socială și de mediu cu injustiția, să zicem, al hranei și producerii de hrană. Deci ce aduce nou acest concept de justiție este interesul de a conecta aceste probleme de injustiție economică, rasială, socială și de mediu. Practic, cel care a scris o carte, să zicem, foarte importantă în domeniul Gottlieb, a extins definiția mediului și pe el îl interesa să încercăm să vedem ecologia și mediul ca pe locul în care noi trăim și ca pe locul în care noi, ca societate, trăim, ne jucăm, mâncăm. Și atunci este important să facem aceste conexiuni între inegalități și excludere socială, dar și regenerarea pământului, sănătatea oamenilor și a ființelor pe planetă și importanța păstrării acestor elemente pentru generațiile viitoare. Practic, durabilitatea nu mai era vorba de o durabilitate economică, ci este vorba de o durabilitate a condițiilor juste, a condițiilor egale și drepte de a asigura calitatea vieții pentru toate ființele și în viitor și în limitele ecosistemelor, desigur. Cam asta ar fi definiția cea mai simplă a justiției alimentare. Și m-a interesat, evident, și literatura din punct de vedere al așumitei paradigme a suveranității alimentare, care potrivit mișcării internaționale a țăranilor Via Campesina, se referă în primul rând la dreptul, la libertatea oamenilor și a poporului, a popoarelor, de a-și defini propriul sistem alimentar și agricol în contextul presiunilor de a produce industrial. Și atunci am văzut că și în România existau astfel de preocupări în cadrul rețelelor țărănești, cum ar fi Cutia Țăranului sau Eco Ruralis, și am început să vorbesc cu persoanele care au inițiat aceste organizații de țărani. Mi-aduc aminte că un membru fondator al Eco Ruralis la început a fost chiar reprezentantul asociației de la Roșia Montană, Eugen David, și o persoană foarte activă încă de la început a fost Ramona Dominicioiu, care continuă să reprezinte această organizație de țărani, care la început avea doar, să zicem, câteva zeci de țărani și încet, încet, în ultimii 10 ani au crescut la peste 10.000 de țărani care au devenit membri ai acestei organizații. Și, de asemenea, Eco Ruralis a devenit membră a organizației internaționale Via Campesina.
Dar pe mine mă interesa inițial să văd cum această organizație de țărane a apărut și în contextul mișcărilor anti-minerit sau anti-fracking de la Pungești. Deci era cumva exact în aceeași perioadă, era clar că din ce în ce mai mult protestatarii au fost persoane din mediul rural, nu? Care erau afectate de pericolul acapărării de terenuri, de pământ și resurse din zonele astea rurale. Și de multe ori vorbim de persoane în vârstă, femei, țărani, care încercau doar să-și protejeze, să zicem așa, mijloacele de producție, mijloacele de trai, de bază, de la pământ până la semințe. Și genul ăsta de formă de activism, de mediu, în literatură, se numește environmentalism of the poor, deci activism de mediu al oamenilor simpli, al oamenilor obișnuiți, nu al organizațiilor, să zicem. Dar evident, în timp, acești oameni și-au dat seama de necesitatea de a se organiza și sub o formă mai formală pentru a-și reprezenta interesele, nu? Și e foarte important să ne aducem aminte că înainte de protestele care au făcut Roșia Montană, să zicem, o cauză națională, au fost cel puțin 10 ani de muncă local, la nivel local, dar și internațional, de a formaliza, să zicem, o astfel de mișcare grassroots, no? Locală, dar și transnațională. Practic asta m-a interesat și mă interesează în continuare, aceste eforturi constante ale unor oameni de a construi astfel de mișcări de emancipare pe termen lung. Iar în momentul de față mă interesează mai mult cum se poate vorbi despre emanciparea și bunăstarea persoanelor de la țară, a țăranilor, agricultura lor tradițională fiind constant devalorizată, nu? Ca și munca de reproducție socială a femeilor. Pur și simplu considerată neimportantă din punct de vedere economic, deoarece nu aduce profit sau nu aduce sau se consideră neimportantă din punct de vedere comercial. Iar dreptul la semințe este un subiect foarte important în momentul de față, mai ales în contextul noii declarații ONU privind drepturile țăranilor și se referă la libertatea lor de a reproduce propriile semințe ca mijloc de producție și de reproducție. Semințele tradiționale, semințele care pot fi reproduse și nu cele care trebuie cumpărate în fiecare an, semințe comerciale. Cam asta. Practic, în interviurile mele și interviurile colegei mele, Andreea Ogrezeanu, care s-a ocupat mai mult de partea de teren în România, vorbind cu țăranii din membrii ai Ecoruralis, am observat deseori această plângere, această problemă a țăranilor care se simt tratați fără respect, ca și când ei nu au nimic de spus sau nu ar trebui să spună nimic vis-a-vis de viitorul lor și de modul în care ei aleg să trăiască sau să producă hrană, care din punctul meu de vedere este o formă de injustiție și de subalteritate, nu? O nedreptate care nu poate fi reparată doar cu drepturi sau legi, e mai mult decât atât. Cum am arătat și când am scris despre Roșia Montana, avem nevoie de a ne extinde cumva percepția asupra dreptății, dincolo de, să zicem, canalele legale sau politice de recunoaștere și reprezentare. Da, mulțumim. Adică vreau să zic că îți mulțumesc, mi se pare că ai tras foarte clar liniile între cum se leagă justiția de mediu și justiția alimentară și chiar ai întâmpinat întrebările pe care mă gândeam să le pun, că mă gândeam la felul în care, uite, mișcarea asta de food desert și de... mi se pare foarte mult că vine din Statele Unite sau așa era percepția mea, dar acum înțeleg și în ce măsură poate se leagă în România și cum s-a, că exact ce ai explicat tu, cum s-a articulat în legătură cu mișcările ecologice. Și da, vreau să mi s-a părut foarte interesant articolul acela despre problemele care apar legate de recunoaștere și reprezentare
și studiat în cazul Roșia Montană, dar clar că ele apar în foarte multe cazuri și că doar sistemul legal, așa cum e el, nu ne permite să articulăm exact tipul de justiție pe care cred că ni le dorim. Și da, mă gândeam dacă poți să spui mai mult despre asta. Da, nu este ca și când, la nivel strategic, aceste practici de juridice nu sunt necesare. Nu? Totuși, practic, nu am inventat eu această critică despre limitele conceptului distributiv și liberal al dreptății. Au scris foarte mulți înaintea mea. Dar să explic foarte simplu, mi se pare că putem vorbi, atunci când vorbim despre devastare ecologică și nu doar socială, nu putem vorbi despre dreptate ca fiind o mai bună distribuire a acestei devastări, a dezastrelor. Cum pot să faci o distribuire mai bună a beneficiilor și nedreptăților atunci când vine vorba de poluare sau de un dezastru ecologic. Mi se pare pur și simplu greșită pusă problema. Și atunci, clar, această concepție care vine de la Rawls, să zicem, James Rawls, și ideea liberală de dreptate este insuficientă, clar. Foarte mulți autori ecosocialiști, să zicem, au arătat acest lucru, spunând pur și simplu că nu putem să ne așteptăm ca beneficiile acestor forme de dezvoltare, să zicem, pot să ajungă la toată lumea. Pentru că, în primul rând, creșterea economică se bazează pe o producție, pe o producție inegală a bunurilor, nu? Anumite persoane, cum am zis mai devreme, sunt vizibil și constant expuse mai mult pericolelor și riscurilor decât beneficiilor. Și atunci, doar revendicând drepturile acestor persoane, părea cumva tautologic, părea inutil. Aceste persoane ar trebui deja să aibă, să le fie recunoscute aceste drepturi, de a nu fi expuse la toxicitate mai mult decât alții. Și cumva aceste strategii bazate pe drepturi sau legi păreau că validează într-un fel nedreptatea sau erau modele juridice care nu făceau nimic pentru a elimina această inegalitate și această violență structurală, nu? Iar ce am încercat eu în articolele mele a fost să arăt inclusiv același lucru, că orice formă de revendicare, să zicem, de drepturi este insuficientă chiar și în contextul Roșiei Montană. Să ne gândim, de exemplu, la aceste conflicte miniere în care oamenii erau compensați, să zicem, pentru faptul că se va întâmpla acest proiect, nu? Și atunci primeai o compensare financiară, mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, și erai invitat să pleci. Cam asta era singurul beneficiu pe care îl aveai în acel context. Și, bineînțeles, promisiunea de slujbe, care s-a dovedit a fi o minciună pe termen lung. S-ar fi dovedit că este o minciună. Dar mai mult decât atât, mai mult decât posibilele beneficii în cadrul unor astfel de exploatări, era vizibil faptul că în multe din dezbaterile, în multiplele dezbateri și ciocniri între autorități și localnici și oamenii de la Roșia, ei erau recunoscuți, în ghilimele, ei erau văzuți ca oameni sau țărani, muncitori, într-un sens peiorativ, în primul rând, oameni care nu sunt educați. Ne aducem aminte, de exemplu, când Băsescu i-a vizitat pe roșieni și tot ceea ce făcea, asta apare pe YouTube, de fapt, nu am fost acolo, dar toată lumea poate să vadă, practic el le spunea să nu mai ceară ceea ce
este nerezonabil din perspectiva lui ca elită economică. Și se ascultă de alții care știu mai bine cum ar trebui să meargă economia, nu? Deci, practic, Băsescu făcea ceea ce se numește silencing. Deci, îi invita la tăcere, la să-și ocupe locul lor de oameni care nu pot vorbi despre politică sau despre ce este rezonabil din punct de vedere politic și economic. Și astfel de exemple sunt multiple. Nu. În articolul meu l-am folosit pe Ranciel pentru că el mi-a atras atenția asupra faptului că asta nici măcar nu este o problemă de dreptate, este preliminară dreptății, preliminară a ceea ce putem noi să vizualizăm sau să ne imaginăm că ar putea să fie dreptatea. Pentru că este o formă sistemică de abuz mai apropiată de gândirea colonială și patriarhală decât de, să zicem, gândirea liberală asupra dreptății. Și atunci gestul paternalist de a poate recunoaște suferința este insuficient. Pentru că pur și simplu în astfel de dezbateri, consultații publice la care mulți dintre roșieni într-un final nici n-au mai vrut să participe, pur și simplu nu aveau loc de pe poziții de egalitate ca ființe politice. Și din nou Ranciere exact despre asta vorbea, că problema preliminară a dreptății este de fapt că anumiți oameni de-a lungul istoriei nu au fost văzuți ca oameni politici, ca agenți politici. Și atunci expresia lor de suferință era văzută ca o chestiune privată, o chestiune care nu are importanță pentru public, pentru politic. Și, într-adevăr, literatura de specialitate despre justiție vorbește despre minorități și despre acordarea de drepturi egale și recunoaștere. Însă recunoaștere, din nou, nu este doar o chestiune care se poate distribui. Este și o normă socială, se întâlnește în viața de zi cu zi, este aproape invizibilă, poate fi o formă de toxicitate invizibilă, nu? Și în orice caz necesită mai mult decât o invitație formală la aceeași masă de negociere, atâta timp cât nu poți decide termenii discuției. A decide termenii discuției este de fapt un conflict asupra situației, nu un conflict asupra soluțiilor la situație. Se vorbea foarte mult despre soluții pentru sărăcia din Roșia Montană, dar de fapt nu se vorbea de ce vorbim de sărăcie fix la Roșia Montană și de ce vorbim atât de mult în acest context de sărăcie, nu? Practic, nu se vorbea despre situația în sine, nu se vorbea despre ce avem în comun în această situație. Iar Ranciere numește asta o formă de disensus, de nu se vorbea despre dezacordurile fundamentale vis-a-vis de ce ar putea să însemne dezvoltare în mediul rural. Și vedem aici din nou conexiunea cu ceea ce se întâmplă chiar și acum. Eugen David avea o vorbă să spună ce se întâmplă la Roșia Montană, se întâmplă peste tot în mediul rural și nu interesează pe nimeni. Deci trebuie o altfel de viziune asupra ce este de făcut și ce avem în comun Roșia Montană cu restul zonelor rurale din România. Iar eu asta am văzut la Roșia, că pe lângă procedurile standard de solicitare a respectării drepturilor, de solicitare de participare și așa mai departe, care erau cumva proceduri standard de a lupta pentru mai multe dreptate, dar s-a văzut clar și o determinare de a schimba termenii discuției la Roșia Montană, de a nu lăsa monopolul dezbaterii să fie strict despre slujbe și prosperitate, ca și când lucrurile sunt clare în acel sens. Și atunci eu am văzut totuși că oamenii și prin această mișcare cu bune și rele s-a creat și un spațiu
pentru mai multă dezbatere, pentru reimaginarea colectivă a felului în care gândim și simțim și interacționăm, ca și posibili implicați, nu, în acest conflict. Și atunci a început mai mult să se discute despre revalorificarea resurselor, nu, pământului, munților, apelor, pădurilor. Deja în 2013 nu mai era la fel de ciudat să vorbești despre aceste lucruri, așa cum era, să zicem, în 2005, când practic, sau în 2007 când am ajuns eu acolo, practic, oamenii vorbeau cu rușine și supărare despre lucrurile astea, pentru că le-a fost interzis un astfel de discurs în care și altceva decât, să zicem, slujbe prost plătite sau nesigure mai conta. Cam asta vreau să spun, nu știu dacă am fost foarte clară, dar din punctul meu de vedere, aici nu a fost doar vorba de, să zicem, organizare, formalizare, mișcări, reprezentare, ci a fost și cumva o schimbare mai profundă la nivelul vieții de zi cu zi a oamenilor, a roșienilor, în care ei și-au imaginat și și-au permis să facă și altceva decât să se îngrijoreze pentru că nu au de lucru sau pentru că nu au, că viața lor nu este validă așa cum este. Și au făcut și altceva decât ce li s-a spus să facă, să tacă și să accepte orice situație. Iar asta a rezonat foarte mult cu ceea ce Ranciere a scris în cartea lui Nopți proletare, în care, practic, muncitorii, mă rog, el analiza jurnalele muncitorilor din Revoluția din 1830, care își făceau timp, mai ales noaptea, seara, să mai facă și altceva decât muncă și odihnă pentru o nouă zi de muncă. Și făceau ceea ce nu li se permitea să facă, să citească ziare, să scrie poezii, să discute despre problemele lor cu aceeași încredere că ceea ce gândesc ei este valid. Și la fel și la Roșia Montana. De fapt, ce m-a șocat a fost să văd cât de dornici erau mulți dintre roșieni să vorbească și să-mi împărtășească poeziile lor și gândirea lor despre valorile lor. Nu cred că cineva îi ascultase cu adevărat înainte ca această mișcare să se dezvolte. Cel puțin nu persoanele oficialii care se presupune că îi reprezentau ca cetățeni. Dar dincolo de, să zicem, un act de afirmare identitară, aici nu e vorba doar de valoarea sau de gândirea unui anumit grup. Nu? E vorba, în primul rând, de capacitatea de a nega o identitate care te constrânge. Nu? Ei erau, în primul rând, constrânși să fie doar muncitori sau mineri. Asta li se spunea că sunt meniți să facă minerit, altceva nu știu să fac sau nu trebuie să fac. Și atunci o formă de a-și exercita puterea politică este tocmai să nege o formă de identitate care nu îi mai reprezenta, care nu mai avea sens pentru ei. Da, cam asta vreau să spun. Foarte frumos spus și adevărat că oamenii nu sunt blocați într-o singură formă de identitate așa cum îi văd alții. Mă gândesc totuși că aceste mișcări sunt destul de complexe și aici există și riscuri. În sensul ăsta, se poate vorbi și de ecopopulism sau politică populistă regresivă? Da, desigur. O mișcare e în mișcare. Sunt foarte multe forțe care au apărut, nu? Și au tras în mai multe direcții, să zicem. De fapt, mi-aduc aminte că s-a și vorbit la început de că am senzația că unul dintre reprezentanții, primii reprezentanți politici care au atras atenția asupra pericolelor de la proiectul minier, a fost un politician
conservator, nu mai știu exact. Și evident că genul ăsta de discurs, nu, împotriva acapararii pământurilor, împotriva extractivismului, are o rezonanță și naționalistă, nu? Este o istorie în acest sens. Iar partea luptelor pentru autodeterminare, oamenii au reinventat, au tot mereu argumentul acestei forme de patriotism și naționalism ca un atașament față de un anumit teritoriu, față de o anumită identitate și mijloace de producție, nu, pentru a trăi. Însă eu nu văd această formă de populism ca fiind singura posibilitate, nu? E cumva o simplificare sau o absolutizare care în sine poate să aibă consecințe negative, de fapt, pentru aceste persoane care sunt amenințate să-și piardă mijloacele de trai de bază, nu? Deci e foarte important să contextualizăm, să analizăm contextul și modul în care anumite identități sunt invocate. De exemplu, în cadrul Roșie Montana sau Ecoruralis a fost cumva la un moment dat, dacă urmărești cu atenție, o ambiguitate sau s-a dorit și o ambiguitate a ceea ce înseamnă muncitor sau țăran. Cumva era clar că dacă îți asumi o astfel de identitate într-o manieră fixă sau osificată, există riscul de a fi ușor manipulat, nu, într-o direcție sau alta de către oamenii care au putere să facă acest lucru, nu, care au puterea de comunicare și de organizare. Însă ceea ce văd eu ca la Ecoruralis ca o reasumare a identității și a demnității de a fi țărani, pentru mine e ceva diferit, totuși. Din nou, datorită contextului, adică trebuie să punem într-un context în care a fi țăran, cel puțin sau mai ales în ultimii 20 de ani, cumva pare din ce în ce mai imposibil. Practic, ce se observă este că nu mai există categoria asta de producător, să zicem, țăran producător. Nu există în planul național de dezvoltare. Există conceptul de fermier, nu? Există ce înseamnă să fii fermier, înseamnă să ai 50 de hectare de pământ. Deci lucrurile sunt mult mai clar delimitate și cine este, cui este permis să facă producție, este doar în măsura în care se poate face comerț. Și atunci toți cei care fac agricultură de subzistență, ei sunt clar lăsați în afara acestei legitimități de a fi producător și atunci ei rămân nu numai într-o economie gri, dar devin o problemă juridică și socială. Problema, deci atunci când vorbim de populism și de problemele mediului rural, trebuie să vedem cine folosește termenul de țăran și cu ce scop. Contează foarte mult contextualizarea acestor organizații, muncii acestor organizații. E greu de mers pe linia asta subțire între populism regresiv, populism progresiv. Din punctul meu de vedere, este important ca oricine folosește astfel de, să zicem, populisme, să realizeze că nu există o autenticitate sau sau un grup omogen de oameni implicați în agricultură. Nu se poate vorbi la fel de fermierul care are acces sau îi este facilitat accesul la fonduri speciale și majoritatea celor
câteva milioane de țărani care nici măcar nu au cum să aplice pentru astfel de fonduri. Nu vorbim despre modul, nu mai vorbim despre ce am vorbit mai devreme de problemele preliminare ale dreptății, și anume faptul că majoritatea acestor țărani și producători foarte mici de subzistență sunt, din nou, văzuți ca neeligibili, dar sunt de fapt văzuți ca ignoranți, grupuri ignorante de oameni care nu știu că trebuie să schimbe modul de a produce și modul de a fi pentru a ține pasul, nu? De exemplu, presiunea în mediul rural este să nu doar să produci mai mult, dar să produci cu pesticide, nu? Pentru a produce mai mult. Presiunea în mediul rural este să cumperi semințele, mai ales că nu ai timp sau poate nu mai poți să le reproduci și să nu le cumperi în fiecare an. Deci sunt mult mai multe probleme de analizat despre ce înseamnă în zilele noastre să fii țăran și cine folosește sau invocă o astfel de categorie de oameni cu ce scop. Nu? Cred că între protecționism, naționalism, patriotism și politică progresistă există o linie subțire pe care trebuie să meargă o mișcare de emancipare într-un sens care contextualizează și la nivel local și la nivel, să zicem, internațional, național și internațional, aceste practici, aceste forme de producție și de forme de a trăi, de fapt. Că se vorbește mult prea mult de producție și mai puțin de cum anume pot acești oameni să trăiască, să aibă o viață decentă, fără neapărat să devină agenți economici. Sau să nu fie nevoit să plece din țară pentru a supraviețui, nu? Cred că cumva și politicienii de dreapta și de stânga au fost tot mereu oarecum condescendenți vis-a-vis de clasele muncitoare și de țărani, și asta a sporit foarte mult timp pasul și hrănește de fapt discursuri extremiste care sunt simpliste și nefolositoare la urma urmei. Pentru că nu iau în serios impactul traumatic al politicilor de până acum asupra populației. Nu? În articolul tău cu Garcia Lopez, propui o variantă pentru The Commons, bunuri comune. Ai putea să ne spui un pic mai mult despre povestea bunurilor comune de la Hardy, Nostrom și felul în care vedeți voi regândirea acestui concept din perspectiva ecologiei politice? Da, conceptul ăsta de bunuri comune sună așa foarte tehnic, dar de fapt se leagă foarte mult de ce am vorbit până acum. Ne gândim, să zicem, că înainte în România se vorbea de obște sătească sau pur și simplu de, să zicem, pășuni, păduri, apă, care erau folosite în comun, care erau folosite de o anumită comunitate și evident că oamenii aveau un interes să aibă grijă de aceste bunuri. Acum se vorbește și de grădini urbane, platforme digitale, locuințe publice, nu? Ca bunuri comune, dar inițial se vorbea mai mult despre mediul rural. Nu? Și acest termen, să zicem, a devenit cumva un termen, o școală de gândire, nu, importantă, după ce Ostrom a primit premiul Nobel pentru teoria ei privind bunurile comune, privind commons. Ea a deschis cumva discuția și a propus o formă instituționalizată de a analiza modul de guvernanță colectivă a acestor bunuri, dincolo de, să zicem, guvernarea prin economie de stat sau prin piață. Ea a vrut să arate că se poate și altfel.
În primul rând, a vrut să-l critique pe Hardin, care vorbea despre bunuri comune ca fiind inevitabil ajungând să fie folosite cumva abuziv, pentru că atâta timp cât ele sunt pentru toată lumea, sunt pentru nimeni, cum ar veni. Iar Ostrom a vrut să arate că asta e o greșeală și a făcut foarte multe studii, a inspirat foarte mulți cercetători să analizeze de la caz la caz astfel de forme de utilizare colectivă a bunurilor comune și a creat o teorie, anumite principii pentru această guvernare colectivă. Bineînțeles că pentru ea era important să se stabilească anumite limite ale comunității, o comunitate mai mică, cu anumite identități mai clare, omogene, oameni care împărtășesc un trecut și un viitor, nu? Împreună. Deci ea era cumva și interesată din punct de vedere economic mai mult decât social, dacă putem spune asta. Și o interesa cumva și faptul că pentru ea oamenii alegeau să aibă grijă împreună de resursele lor, nu doar dintr-un interes personal, dar dintr-un interes rațional, să zicem, și utilitar. Nu? Încrederea și reciprocitatea cumva aveau la bază aceste considerente utilitare și raționale. Însă Ostrom nu a vorbit foarte mult despre faptul că în permanență există această tendință sau pericol de a privatiza aceste bunuri. Nu a intrat foarte mult în acest subiect și atunci alți cercetători, să zicem, mai dintr-o perspectivă mai puțin liberală, mai socialistă, să zicem, feminist ecosocialism, au început să vorbească despre faptul că trebuie să ne uităm la aceste bunuri mai degrabă ca niște procese. Au propus un verb în loc de commons, vorbesc de mai mult de commoning, adică de ceea ce poate fi definit ca o muncă colectivă de a păstra și de a reproduce bunuri comune. O dinamică dificilă de îngrijire a acestor bunuri și de păstrarea lor, mai ales în contextul istoric de acumulare prin deposedare, de privatizare și ceea ce se numește enclosure of the commons, nu? Iar această perspectivă istorică, nu doar instituțională, e importantă pentru că ne arată că bunurile comune și oamenii care s-au bucurat de ele au fost mereu în tensiune cu legile și aranjamentele administrative, care erau în general bazate pe comerț, pe proprietate privată, nu? În aceste comunități, să zicem, etica de subsistență era bazată și pe drepturi nescrise, să zicem, obiceiuri, ajutorul familiei extinse, o formă de reciprocitate care nu era formalizată, nu era foarte clar definită ca o normă, nu? Normă socială. Această tensiune e important de observat, pentru că ea apare din nou în astfel de conflicte, atunci când vine vorba de extractivism și de deposedare de pământuri, observăm din nou că ceea ce poate să fie o lege nu e neapărat o chestiune de dreptate, nu? De asta și ne amintim de sloganul de la Roșia, nu corporația face legislația. Nu? Contează și foarte mult aceste tensiuni între lege nescrisă și lege scrisă. Nu? Ce am încercat eu să arăt este că totuși, sau în articolul ăsta în special, am încercat să intru în discuție cu García López, care cumva a fost ultimul student, să zicem, al lui Ostrom,
Și el a observat că existau foarte multe lucruri nescrise și în gândirea lui Ostrom și care cumva se apropiau de acest interes pentru faptul că așa numiții commoners sau oamenii obișnuiți implicați în munca de reproducere a mijloacelor lor de trai, era deseori simplificată sau romantizată, nu? Fie prin instituționalism, fie prin istoricism, fie că sunt văzuți ca manageri raționale ai acestor bunuri sau ca pe niște revoluționari, totuși rămânea destul de neclar cum să gândim acești subiecti politici, oamenii care au grijă de propriile lor resurse, care sunt resurse comune, în primul rând, deci nu vorbim de resurse ca proprietate privată. Și pentru mine asta a fost important, să punem în discuție ideea despre de ceea ce avem noi în comun, dincolo de resurse, să zicem. Pentru a vedea cum avem grijă de resurse, trebuie să vedem cine suntem noi și cum gândim noi despre noi ca oameni care au grijă de propriile resurse, deci commoners și doing commoning. Iar acest subiect politic, să zicem, de commoner, de oameni simpli care au grijă de propriile lor resurse în comun, sunt în primul rând și niște relații, nu? Relații mutuale de interdependență. Deci ce avem în comun nu sunt doar resursele noastre și cum avem grijă de ele, dar ce avem în comun sunt și relațiile noastre, nu? Felul în care ne construim noi înșine împreună ca ființe. Noi ne putem împotrivi statului sau capitalului, însă nu putem nega faptul că, în primul rând, suntem și produși acestor forme de guvernare și atunci o primă responsabilitate ar fi să reflectăm asupra propriei noastre poziții politice. Cu alte cuvinte, m-a interesat mai mult politica de relaționare decât de reglementare a bunurilor. Mai ales dacă porneam de la premisa că acest commoning, această formă de a crea spații și relații colective comune, este o muncă, nu? E o muncă de a îngriji ce avem în comun și mai întâi trebuie să vedem ce avem în comun, despre ce vorbim. Nu este o simplă gestionare tehnică a unor resurse, nu? Cum era și la Roșia Montană, nu vorbim doar de aur, nu vorbim doar de ce putem exploata, nu vorbim și poate nici nu vorbim doar de pământ. Vorbim de ce avem noi în comun, ce vrem noi și cine suntem noi. E dincolo de bunuri ca resurse. Și atunci, foarte simplu spus, asta am încercat să arăt că munca de a îngriji bunurile comune trebuie să rămână munca tuturor oamenilor de a se relaționa și de a produce în comun bunurile materiale și non-materiale care le fac viața posibilă. Nu știu dacă am fost destul de clară. Ai fost foarte clară. Da, mi s-a părut că ai intrat foarte bine și legăturile între critica lui Ostrom la Hardin, care iar e extrem de valabilă și bine că există, și cred că și un pic ce vine după Ostrom, care, da, poate are o perspectivă care vede actorii mai degrabă ca actori raționali, ceea ce acum uneori e privit un pic critic, pentru că până la urmă nu suntem până la capăt raționali în toate instanțele. Și da, mă gândeam dacă poți să spui poate un pic și despre cum ați fost sau ai fost inspirat de conceptele lui Judith Butler în toată povestea asta legată de vulnerabilitatea comună a subiecților și agenților politici și de ideea de non-suveranitate. Am observat așa în discuția mea cu García López că se vorbea despre vulnerabilitate și despre limitele noastre de a cunoaște. O mare problemă era această limitare a subiectului, dar cumva apărea tot mereu ca o problemă, nu?
Vulnerabilitatea apărea ca o, aproape ca o patologie, ca pe o problemă de rezolvat, nu? Și asta mi se părea o chestiune care, de fapt, ascunde alte probleme, nu? Tot așa, în încercarea de a fi agenți raționali, chiar și agentul revoluționar încearcă să fie rațional când vine vorba de împărțirea bunurilor sau distribuirea bunurilor. Dar aici, din nou, se vorbea mai puțin de, să zicem, de relații, de politică de relaționare. Nu? Asta face, în primul rând, o mișcare sau într-un grup de oameni, în primul rând, trebuie să ai grijă de relațiile pe care le construiești, că altfel nu poți să ai o acțiune colectivă. Nu? Și atunci, vulnerabilitatea, ce obțin nu doar Butler, sunt foarte mulți teoreticieni care au vorbit despre acest subiect, trebuie văzut mai mult într-un context mai larg de faptul că suntem expuși inevitabil unii la ceilalți. Nu suntem o fizicitate, un risc comun pe care îl avem. Asta e inevitabil, e o condiție umană, socială, nu? Și aceste proximități pe care le avem cu ceilalți sunt de multe ori nealese, nu prea poți să le controlezi decât dacă forțezi lucrurile, nu? Sunt de multe ori cu efecte negative. Aceste proximități, în schimb, au și valențe pozitive. De a fi vulnerabil și de a fi expus la ceilalți nu trebuie văzut doar ca pe un lucru rău. Nu? Ceea ce suntem, ceea ce putem deveni, sunt condiții de relaționare. Vin din dualitatea și din dualitatea nu doar a puterii, dar și a relației. Nu? În interacțiunile noastre de zi cu zi, știm că nu suntem niciodată autosuficienți, nu suntem niciodată 100% suverani, autonomi. Suntem, în primul rând, interdependenți. Și în momentul în care acceptăm acest lucru, nu e ca și când ne negăm puterea noastră de a acționa independent, însă înțelegem că acțiunile noastre și noi înșine nu prea au sens decât în relații. Orice poveste a unui om, a sinelui, este o poveste despre relații cu alte ființe și despre norme ale acestor relații. Iar relațiile sunt mereu și relații de putere, nu? Asta nu doar ne limitează, dar ne și susțin aceste relații. Ne ajută să fim ceea ce suntem. Deseori, chiar dacă nu putem controla, nu alegem pe deplin astfel de relații, nu le alegem rațional de multe ori, sau în primul rând nu le alegem pe deplin, pentru că nu e neapărat o distinție între rațiune și simțire aici. Deci pur și simplu o lipsă de control. Nu putem avea un control deplin al acestor proximități în care viața ne aruncă, nu? De la început, din momentul în care suntem născuți. Cumva, Butler folosește un termen foarte interesant de deposedare. Nu? În general vorbim de deposedare de pământuri și așa mai departe, dar ea vorbește de being self-dispossessed, adică pentru ea, și mi se pare interesant, e că faptul încă de la început, noi devenim în relațiile cu ceilalți și suntem deposedați de noi. Deci cine suntem noi, povestea noastră, nu e niciodată doar despre noi sau doar cu noi, este totdeauna cu alții. Și în acest sens, dacă vorbim de bunuri comune și de viață colectivă, munca oamenilor de a-și crea și de a-și gestiona ce au în comun și cine sunt ei în comun sau pot deveni în comun este modelată și de felul în care ne ocupăm de aceste relații. Acceptăm că suntem constitutiv, că relațiile sunt constitutive în realizarea sinelui nostru.
chiar dacă sunt contingente, ambigu, contradictorii, uneori insuportabile, nu? Dar nu putem nega aceste proximități care ne produc în relații. E frustrant uneori, că nu poți prezice, nu poți controla, dar acțiunile în comun ne fac să fim și mai vulnerabili, dar și mai puternici, nu? Chiar și cu această opacitate a relațiilor noastre, cu noi înșine și cu alții, vulnerabilitatea ne face și mai puternici. Vulnerabilitatea în sensul de relații cu alții, expunerea la relații cu alții, ne constrânge, dar ne și ajută să acționăm împreună. Deci, pentru Butler și pentru foarte mulți alți gânditori, vulnerabilitatea este o condiție a puterii, a forței de acțiune. Important este cum let go, nu? Cum lași deoparte, să zicem, această frustrare că nu o să fii niciodată 100% autosuficient sau independent. Și că mai degrabă interdependența nu, și vulnerabilitatea pot fi acceptate cu angoasă, cu anxietate, dar și cu o formă de entuziasm, să zicem, pentru această viață care este în definitiv o viață comună, colectivă. În definitiv, toate ideologiile și religiile au încercat să simplifice aceste probleme, să creeze niște tipare predictibile pentru a reduce vulnerabilitatea sau pentru a cumva rezolva această enigmă a limitării noastre ca subiect, ca individ, nu? Și ca cunoscător. Și toate religiile și ideologiile au încercat să ofere o formă de adevăr, nu? De inteligibilitate, de recunoaștere a noastră de către ceilalți. De etichetare, nu? Prin care, de fapt, s-a pus în umbră foarte mult și, să zicem, raționalități și sensibilități diferite de a ne imagina atât subiectul cât și ceilalți. De aceea, noi, ca subiect politic, suntem, în primul rând, fragmentați, nu? În diferite forme de relaționare și este important să observăm că violența încercării de a ne fixa ca subiect într-o anumită formă de identificare este de fapt o nedreptate și asupra noastră. Nu? Să zicem că vrei neapărat să fii, nu știu, un bărbat adevărat și îți dai seama că de fapt asta te agresează sau limitează, pentru că este o încercare de a performa un ideal sau un adevăr care pur și simplu nu are niciun sens în viața de zi cu zi, în ceea ce acționezi tu. Și eu totdeauna o aproximare neclară, ambiguă și de multe ori violentă. Atunci când suntem forțați să defilăm într-un anumit fel bătut în cuie, să zicem, nu știu, femeia cu menirea să nască în durere sau romii care sunt hoți. Tot felul de forme de identificare care pur și simplu nu lasă loc pentru o transformare colectivă, transformare deschisă a relațiilor. Sunt închideri care reproduc violențe care în final afectează totul, afectează societatea și grupul în ansamblu. Tocmai datorită faptului că suntem persoane, suntem ființe relaționale. Nu? Și atunci, pentru mine, a fost important să arăt fix că ce avem în comun sau că bunurile comune sau că the commons sunt și aceste relații, care pot fi abuzive, pot fi relații de violență și că trebuie să ne preocupăm la fel de mult pentru cum păstrăm și cum ne îngrijim astfel de relații, la fel de mult ca și resursele noastre. Nu putem să facem o distinție. Resursele noastre sunt și relațiile noastre.
Putem să ne asumăm responsabilitatea de a lucra împreună la aceste relații care ne definesc reciproc și asta ar trebui să facă o mișcare de emancipare, nu? Chiar dacă este de fapt asta este munca cea mai dificilă într-o relație, într-o mișcare, nu? Munca de relaționare. Mulțumesc, că foarte frumos spus și explicat, chiar m-a făcut să mă gândesc la multe, la multe lucruri. Pe de-o parte, imediat mi-a venit în cap acest roman The Dispossessed al Ursula K. Le Guin, când ai pomenit de acest cuvânt și practic de utopia ambiguă a acelor oameni care nu aveau proprietăți, ca să zic așa, nu aveau proprietăți și se relaționau într-un fel, să zicem, anarhist. Și pe de altă parte, la toată chestiunea asta, cât de importante erau relațiile în carte, cât de importante sunt relațiile în realitate pentru noi. Și chiar mi-a amintit că acum, în perioada asta, citesc doi teoreticieni în filozofia politică, Sue Donaldson și Will Kimmica, și ei spun că o parte din datoriile noastre, că ei vorbesc despre și despre datorii și drepturi, îi tocmai să susținem relațiile care ne susțin. Și mi se pare foarte importantă, da, orientarea asta spre relații și cât de legați suntem unii de ceilalți. Mă gândeam că un alt lucru foarte, foarte interesant la articolul tău era chestiunea asta legată de teoria non-foundational, cu care nu eram foarte familiară și de care vine din Jacques Rancière, din câte am înțeles, și cumva voiam să te întrebăm ce fel de emancipare politică e posibilă dacă refuzăm o emancipare bazată pe recunoașterea identității. Și o să citesc din Jacques Rancière, mi s-a părut un citat foarte interesant. Indiferent că vorbim de femei, muncitori sau persoane de culoare, acele drepturi egale nu trebuie să fie despre un sine anume, despre indivizi specifici sau caracteristici comune care sunt prejudiciate sau nerecunoscute. În loc de asta, trebuie să ne uităm la egalitate în deschiderea sa ca un universal politic ideal, pentru că niciodată nu știm cine e următorul individ sau comunitate căreia este negată egalitatea. Da, nu e neapărat despre Rancière aici, că sunt mulți alții care pot fi folosiți, dar eu să zicem, de la Rancière am învățat chestia asta, să mă gândesc mai mult și la faptul că, adică, cum ai zis tu mai devreme, e ușor într-un fel să ai grijă de relațiile care te susțin, nu? Tocmai asta este aici, să zicem, provocarea unei politici de emancipare care nu este doar o politică unificatoare a ceea ce avem în comun, ci cum putem să avem grijă unii de alții chiar dacă nu avem în comun, să zicem, chiar dacă nu avem aceleași valori sau aceleași forme de apartenență, nu? Asta, de fapt, este încercarea lui Rancière, tocmai asta este de a trece dincolo de recunoașterea unor forme de identificare sau a unor clase, pentru a vedea cum putem vorbi de egalitate la urma urmei, nu? Și nu doar despre a adăuga anumite categorii sociale și cum este o politică fundaționalistă, să zicem, democratică, presupune anumită identitate care trebuie mai întâi să fie recunoscută, să fie produsă, să fie solidificată, recunoscută public, cu interese politice luate în considerare prin drepturi și legi. Deci asta este politica, să zicem, democratică reprezentativă. Însă orice categorie identitară fundamentală este și un produs al structurilor pe care ar trebui să le critique pentru a se emancipa sau a se elibera, nu? Pentru că puterea politică nu este doar represivă, este și productivă. Suntem produși prin, ca subiecti politici de puterea pe care o contestăm la urma urmei. Nu putem nega această valență productivă a puterii. Și astfel de fundație, orice fundație identitară, ideologică, este
și un produs contingent, istoric, al relațiilor de putere. Nu este ceva care poate fi văzut ca bun sau rău, pur și simplu. Și de asta, pentru Rancière, de exemplu, democrația necesită în primul rând imaginarea unor astfel de relații care pun sub semnul întrebării orice logică care încearcă să legitimeze, să zicem, să pretindă un merit sau un drept de a domina și de a la urma urmei, de a guverna. Pentru Rancière, orice formă de guvernare este inevitabil și o formă de o poliție. El face distinția între politică și poliție. Nu? De ce? Pentru că, așa cum am vorbit și mai devreme când discutam despre Roșia Montana și problemele preliminare, orice formă de guvernare face și o poliție între oameni. Nu? Fiecare categorie socială trebuie să își ocupe locul pentru care este menită. E o formă de a categoriza populația, de a avea grijă că nu cumva în această gestionare a populației cineva care este menit să fie, să zicem, el folosește foarte mult pe Platon, nu? Cineva care este menit să fie muncitor are pretenții să fie și filozof. Nu știu. Cumva genul ăsta de diviziuni politice nu au nimic de a face cu democrația. Pentru Rancière, democrația trebuie să fie scandaloasă. Adică, în primul rând, trebuie să scoată din astfel de rigidități, de fixități identitare, care de multe ori sunt opresive, sunt abuzive. Nu? Pentru el, o teorie democratică nu trebuie să aibă o teorie a subiectului. Nu trebuie să ai un subiect care are o anumită virtute sau o anumită identitate, un anumit merit, ca să fie un subiect politic. De pentru el, un subiect politic este anonimul. Oricine își poate exercita, își poate asuma și poate practica această capacitate universal valabilă, egală, oricui, de a se exprima, de a-și articula interesele politice. Și atunci, pentru el, o politică democratică nu presupune neapărat un grup sau o clasă predefinită de merituoși într-un anumit fel sau altul, astfel de categorii. Nu au nimic de a face cu ceea ce ar trebui să fie scandalul democratic. Și mai mult decât atât, pentru el orice încercare de a fundamenta un astfel de demos, de fapt va fi surprins, nu? Vei fi surprins că demosul va rămâne totdeauna acea parte suplimentară, acea parte care va fi lăsată, va fi ignorată din nou în orice formă de guvernare și de categorizare a populației. În acest sens, o politică non-fundamentală, dacă vrei, sau politică democratică care nu ține cont doar de recunoașterea identităților, este exact o politică care pune pe platou din nou totdeauna această excludere, pune pe platou din nou totdeauna acest disensus, cum numește el, acest scandal. În construirea solidarităților și colectivelor, totdeauna cineva, ceva, va fi lăsat afară și atunci din nou vorbim de demos, din nou vorbim de o parte a populației care nu a fost inclusă în noul consens, să zicem. Este cumva o lipsă de fundament, nu în sensul că fundamentele nu există. De fapt, nu o să putem trăi niciodată fără fundamente sau fără identități.
Problema nu este de a nega doar aceste lucruri, problema este de a vedea contingența acestor fundamente sau de a vedea, de a vedea că aceste fundamente nu sunt bătute în cuie niciodată și trebuie, ca parte a responsabilității democratice, trebuie totdeauna să le reanalizăm la nivel colectiv. Ele sunt ceea ce definesc ce avem în comun. Ce avem în comun este exact atunci începe în acest conflict despre ce lăsăm afară, ce avem în comun. Este totdeauna o problematizare a comunului, nu? Sunt și alți autori care au vorbit despre astfel de lipsă, să zicem, constitutivă de teren a politicii. Și care, vorbind de populism, tocmai aici este că vorbești despre demos, dar vorbești despre un demos care este totdeauna cel care nu este demos. Cel care este lăsat în afara consensului. Și asta implică cumva înlocuirea a ceea ce este rezonabil din punct de vedere public și politic. Să zicem că în momentul de față rezonabil este eficiența economică, chiar și drepturile omului, nu? Dar cu absența unei astfel de rezonabilități. Nu avem o rezonabilitate publică finală care ne poate defini ca umanitate. Ea trebuie în permanență regândită, redefinită în funcție de contextul în care trăim. Iar acceptarea acestui gol, nu? Că aici de fapt e lipsa de fundament care cumva pare din nou un pericol, nu? Vulnerabilitatea din nou apare ca o lipsă de fundament, nu e un gol. E un gol acolo în construcția politică, dar dacă acceptăm de fapt cu entuziasm această angoasă, ne și eliberăm de diverse închisori, diverse forme de osificare în care am putea să ne ascundem. Și putem crea sensuri noi de a da sens vieții în comun. Mulțumim mult, Irina, pentru participarea la podcastul nostru și pentru o discuție atât de interesantă și necesară pentru a înțelege luptele lumii noastre actuale. Mulțumim! Și eu mulțumesc mult! Vă invităm să ne susțineți munca de accesibilizare a cercetărilor sociologice cu o donație pe Patreon și mulțumim tuturor celor care au făcut-o sau o fac deja. De asemenea, puteți să ne susțineți și dând un share sau trimitând direct un episod preferat unei persoane dragi. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitată în acest episod a fost Irina Velicu. Episodul de astăzi a fost produs de Maria împreună cu Hestia. Intro și outro de Kind Studios. Mai multe despre Contrasens aveți pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes și Spotify. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensaron@protonmail.com. Pe curând! Dar nu vorbi foarte repede. Ha? N-ai vorbit foarte repede. Dar nimeni nu ascultă.